Am găsit, am intrat într-un nou an, avem așadar de achitat o serie de taxe și impozite. Începem cu impozitul pentru casă și teren. Ca și în anii precedenți, există două termene scadente, 31 martie, dacă vreți să beneficiați de o reducere, sau 30 septembrie. Valoarea acestor impozite este calculată de autoritățile locale, deci diferă de la un oraș la altul. Atenție, nu plătesc impozit veteranii de război, văduvele de război, persoanele cu handicap și reprezentanții legali ai copiilor cu handicap. A doua obligație de plată pe 2020 este impozitul auto. La fel, sunt două termene de plată, iar bonificația este de 10% pentru plata integrală până la finele lunii martie plătiți în funcție de capacitatea cilindrică a mașinii pe care o dețineți. Astfel pentru o mașină cu motor de 1000 de cm cubi, ar trebui plătit un impozit de 40 de lei. Apoi sumele cresc. La un motor de 1,4 litri 56 de lei, la 1,6 litri impozitul este de 64 de lei și așa mai departe. Cu cât crește cilindrea motorului, cu atât cresc și impozitele. Spre exemplu peste 3000 de cm cubi, tariful este de 308 lei la fiecare 200 cm cubi. La micro buze, impozitul este de 24 de lei pentru fiecare 200 de centimetri cube ai motorului, iar la tractoare 18 lei. Tot la direcția de taxe și impozite locale de care aparțineți, veți merge să plătiți și taxa pentru locul de parcare. Și în acest caz, sumele sunt decise de consiliile locale. Și mai este un hop de trecut pentru românii care trebuie să depună declarația unică. Cei care obțin venituri din activități independente trebuie să depună până pe 15 martie declarația unică. Aceasta trebuie să includă veniturile pe anul 2019 și cele estimate pe anul 2020. Tot până pe 15 martie trebuie achitate însă contribuții sociale și de sănătate aferente a anului 2019, plus impozitul pe venit, acesta fiind cel mai strâns termen din calendarul fiscal. Atât pentru azi, la Seifin, cam sunt Luciana și iar până data viitoare când ne revedem, aveți grijă de banii dumneavoastră.